Importante, dar și obositoare în același timp din viața umană, este preocuparea de a înțelege. Noi, oamenii, vrem să înțelegem, să înțelegem lucruri, să înțelegem evenimente, experiențe de viață, să înțelegem mecanica Universului. Din cauza acestei preocupări speciale pentru a înțelege, Există oameni care se apleacă cu seriozitate asupra unui domeniu și își pun mintea la lucru și uh, încearcă să desfacă lucrurile, să înțeleagă. Au fost oameni care uh, au vrut să înțeleagă, de exemplu, cum zboară păsările. Și au descoperit că există niște legi, niște reguli care le ajută să zboare. Și au pus întrebarea, oare nu pot fi luate legile aceleași aplicate undeva în alt domeniu? să mai zboare și altceva, nu numai pasărea. Și a început să zboare avionul. Deci, mei, pentru că suntem preocupați să înțelegem, unor punem foarte multe întrebări. Bună oră, există și în Scriptură întrebarea asta, ce este omul? Credeți că degeaba a pus psalmistul în întrebarea asta? A vrut să înțeleagă ce este omul. Cine este Dumnezeu? De ce mi se întâmplă ce mi se întâmplă? Ce va fi cu mine după moarte? Și toate întrebările astea și multe altele le punem pentru că vrem să înțelegem. Dragii mei, nu e așa că sunteți oameni aici care vreți să înțelegeți multe lucruri? De, de regulă, noi oamenii legăm înțelegerea de înțelepciune. Și avem impresia că omul înțelept înțelege mai multe lucruri decât omul mai puțin înțelept. Mă că aminte când eram la școală, erau unii profesori care, supărați pe câte un elev, câteodată zicea, zicea cam așa, Da, tu nu pricepi? Nici acum nu pricepi. Chiar așa redus ești. Expresia asta însemna, printre altele, că nu ai suficientă minte să poți pricepe. Sau suficientă înțelepciune? Deci, înțelepciunea are o componentă intelectuală. Are de-a face cu mintea noastră. Ne ajută să cunoaștem, să știm. Dar înțelepciunea are și o componentă morală. Ne ajută să facem diferența între bine și rău. Omul înțelept știe ce este bine, știe ce este rău. Dar înțelepciunea nu are doar componenta asta intelectuală și morală, are și o componentă volitivă. Mă ajută să aleg între bine și rău, să aleg binele. Ăsta este omul înțelept. Deci, mei, dacă tot e vorba de înțelepciune, întrebarea este de unde putem să avem înțelepciunea asta, care să ne ajute să înțelegem mai bine anumite lucruri, anumite experiențe de viață. De unde, frații mei? Dumneavoastră, de unde aveți înțelepciunea? Atât cât o aveți. Unii o să ziceți, m-am născut așa, mai deștept ca alții. Alții o să zic că am fost la mai multe școli ca alții. Poate că ai fost la mai multe școli. Numai că există, dragii mei, scot din ecuație aceasta școala și scot din ecuația aceasta educația, dacă vreți. Există o înțelepciune care vine de sus de la Dumnezeu. Știți că autorul acestei cărți, despre care se spune că a fost foarte înțelept până și împărăteasa din Seba, care a auzit vorbindu-se de înțelepciunea lui Solomon, a venit să se minuneze de această înțelepciune. Omul acesta, în tinerețea lui, a zis la un moment dat către Dumnezeu, către Dumnezeul care l-a provocat și a zis, cere ce vrei. A zis, Dumnezeule, dă-mi înțelepciune. Dă-mi înțelepciune să pot să fac deosebirea asta între bine și rău. Eu sunt tânăr, am nevoie de înțelepciunea asta. Și cartea lui Dumnezeu ne învață următorul lucru. Cui îi lipsește înțelepciunea? Ce să facă? Să mai meargă la o școală. Să mai facă o facultate. Să de la Dumnezeu și înțelepciunea asta îi va fi dată. Frații mei, auziți? Înțelepciunea asta îi va fi dată. Dar vreau să vă spun că există o altă componentă a înțelepciunii. Știți că există o înțelepciune acumulată din experiențele vieții care vine odată cu înaintarea în vârstă. Știți asta, frații mei? Nu mă credeți. Omul ăsta, Solomon, despre care citim aici în Cuvântul lui Dumnezeu, a fost cândva tânăr și a scris uh, proverbe. Și a venit o altă perioadă în viața lui, o perioadă la, um, când a fost mai înaintat în vârstă, și a scris Eclesiastu. Când a învățat din experiențele vieții, și ascultați-mă, când a învățat din experiențele vieții și s-a înțelepțit, spune Sfânta Scriptură că a tras niște concluzii extraordinare. Că în lumea aceasta, fără Dumnezeu, totul este de șertăciune. întrebați pe un tânăr dacă, dacă, ajunge la concluzia asta. întrebați pe cei de aici. Dar întrebați pe un bătrân și vedeți că vă va spune, totul este de șertăciune. Mă auziți? Și omul ăsta care a trecut prin viață, care avea înțelepciunea lui Dumnezeu, dar a și acumulat înțelepciune prin experiență, ajunge într-un final să spună că în lumea asta înțelepciunea de plină e greu de atins. Poate nu poți atinge. Cât de adâncă e înțelepciunea asta. Dar prin, prin trecerea asta, prin viață, Solomon a tras niște concluzii foarte importante. Despre câteva dintre ele vreau să vorbesc în această dimineață, concluziile unui om trecut prin viață. De aceea, dragii mei, E bine, zice și Sfânta Scriptură, ca bătrânii și tinerii să fie împreună. Deși noi ne toți separăm în turma tânără și turma bătrână. E bine să fie tineri și bătrâni împreună, primesc împreună înțelepciune de la Dumnezeu, dar cel tânăr poate primi înțelepciune, dragii mei, din experiența acumulată în viață de cel care a trecut prin viață. Îți poate spune concluzia. Aici sunt concluziile unui om care a trecut prin viață. Prima concluzie la care vreau să mă opresc, dragii mei, este următoarea. Reputația este mai valoroasă decât imaginea. Imaginea este definită, printre altele, ca fiind înfățișarea exterioară a cuiva. Cum arată cineva? Acum vreau să vă întreb. Există în special la tineri preocupare pentru cum arată? cum e lucru. Aparența, înfățișarea. Și, dragii mei, pentru că există această preocupare, poate exagerată pentru înfățișare, ne cumpărăm hainele cele mai de firmă. Ne pieptănăm cum îi la modă, sau dacă la modă e să nu te piepte, nu te de deloc. E bine să fiți zburlit. dacă la modă este să te dai cu un anumit parfum, nu contează cât costă, și cine știe până unde să te dai cu parfum. Pentru că e importantă imaginea și sunt convins că nu o să te dai cu parfum atunci când e salopeta să te duci să intri sub camion, să repar camionul. Sau să te urci pe schelă să pui cărămidă peste cărămidă. Dar îmbraci hainele de firmă, te dai cu parfum, Aici scrie de undele mirositor, alte traduce zic parfum mirositor. Pentru că e importantă imaginea. Omul ăsta a trecut prin viață, dragii mei, a tras concluzia asta că mai importantă decât imaginea, decât înfățișarea exterioară, este reputația. Sau numele bun. E tot una. Acum, dragii mei, la naștere, fiecare dintre noi am primit un nume. Un nume după care suntem identificați ca persoană. La prim la naștere. Și pe măsură ce începem să ne trăim viața și înaintăm în viață, lângă numele ăsta punem ceva, adăugăm ceva. Valori. Sau non-valori. Și punând lângă numele ăsta ceva, numele ăsta poate deveni bun sau rău. Ați auzit de oameni care au un nume rău? Ați auzit de oameni care au un nume bun? O reputație bună? reputația noastră sau numele bun are în spate un caracter bun și iese în afară, dragii mei, prin atitudinile noastre. Atitudini față de reguli, față de autoritate, unii față de alții, față de soție, de soț, de copii, de prieteni, de dușmani. Numele bun are în spate caracterul care iese în afară așa, prin atitudini, prin acțiuni, prin fapte. Știți că este o vorbă că faptele vorbesc mai mult decât vorbele noastre la felul în care ne îmbrăcăm, ce anturaj avem. Toate acestea însumate formează reputația noastră, numele nostru, bun sau rău. Și vreau să vă spun, dragii mei, că reputația noastră bună, numele nostru bun, vorbește despre integritatea noastră. Recunoașteți că lumea în care trăim are o mare problemă cu integritatea? Sau nu? Integritate înseamnă să fii om întreg. În orice domeniu al vieții tale, dacă, dacă ar fi să fie analizat de cineva dintre oameni, de Dumnezeu, dacă vreți, nu găsește nimic. Ești întreg. In onest. Cinstit. Doi americani au făcut o cercetare. Au intervevat câteva mii de, de americani. Și rezultatul acestei cercetări l-au scris într-o carte, cartea se numește așa, Ziua în care America a spus adevărul. Și ascultați câteva din, din rezultatele acestei cercetări. 91% dintre americani au recunoscut că mint în mod regulat pentru nimicuri. 85% dintre copii americani recunosc că își mint în mod regulat părinții. Auziți? 76% dintre americani au recunoscut că își mint prietenii. 65% dintre americanii căsătoriți au recunoscut că își mint soțul sau soția. A credeți că dacă ar fi să facem o statistică în România, datele ar fi altfel, altele? într-o lume lipsită de integritate trăim. Din cauza asta sunt puțini oameni care să aibă nume bun. Mă înțelegeți, frații mei? Numele bun vorbește despre integritatea noastră. Cât suntem de întregi domeniile noastre ale vieții puse împreună. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar, dragii mei, numele nostru bun nu este doar, nu vorbești doar despre integritatea noastră. Numele nostru bun este și moștenirea noastră. O să vă întreb, sunteți aici oameni mai în vârstă mulți? V-a trecut așa vreodată prin cap cam ce vreți să lăsați moștenire copilul dumneavoastră? Dacă ar fi să faceți o listă așa cu ce moștenire vreți să lăsați? Câte case aveți, câte mașini, câți bani aveți Știți, dragii mei, averea, moștenirea, proprietățile, le avem puțină vreme cu noi. Oricât de multe ar fi ele, oricât ne-am trudit pentru ele. Într-o zi un păstor a predicat în biserică, o biserică mare, a predicat în biserica respectivă despre atitudinea noastră față de proprietăți, față de bunuri și a zis așa, nimic din tot ceea ce avem noi nu este al nostru, este al lui Dumnezeu. Și unul dintre, dintre membrii bisericii, biserica era o biserică destul de înstărită, unul dintre membrii bisericii, un medic chirurg, s-a simțit ofensat de spus a păstorului că nu e al nostru, e, Dumnezeu, e al lui Dumnezeu. Și în săptămâna care a urmat l-a invitat pe pastor acasă la el, undeva într-un cartier select al, al orașului respectiv, uh, S-a dus păstorul la el în vizită, avea o casă frumoasă, avea o curte aranjată, avea piscină, l-a luat medicul ăsta și l-a dus prin toată, pe, pe, toată proprietatea lui și când au terminat de făcut turul ăsta, medicul a zis, ei frate pastor. mai menții, îți mai menții spusa de duminică de la biserică? Vrei să spui că tot ceea ce e aici și arătat așa cu mâinile nu este al meu? Ce credeți că a răspuns păstorul? n-ai vrea să îmi pui întrebarea asta peste 50 de ani? Nai vrea să îmi pui întrebarea asta peste 50 de ani? Că peste 50 de ani și poate nu atât, vei vedea că tot ce mi areți acum nu va fi al tău. Că te vei dus de aici și te vei fi dus de aici fără ele. Dragii mei, Numele nostru bun, reputația noastră, vorbește despre integritatea noastră. Trăim într-o lume a minciunii, a neadevărului, a lipsei de integritate. Într-o zi, niște băieți de liceu, patru băieți de liceu, au întârziat de la școală. Și au intrat în clasă, după ce ora deja trecuse, o parte bună din oră trecuse, și au zis așa un pic jmecherește, domnule profesor, am întârziat că am văzut o pană de cauciuc. Profesorul a zis către ei, rău că ați întârziat, că noi tocmai am dat un test. Dar dacă tot ați venit, haideți să vă dau și vă un test. Un test. L a pus pe unul într-un colț, al clasă pe altul, într-un colț, într colț al pe altul aici, pe asta, pe... i-am împărțit așa. Da, tot o foaie de gârtie și a zis, vă dau un test. Răspunde la întrebarea asta, la care roata mașinii ați avut pană? Acum, fiind în colțuri diferite, nu s-au putut înțelege să spună la care... Vă dați seama că a prins cu minciună. Cum poți să ai pretenția, să ai un nume bun, să ai reputație când nu ești un om integru? Cum poți să ai pretenția să lași după tine o moștenire, ca moștenire, numele bun, că averea se duce când nu ești un om integru, când n ai un nume bun. Dragii mei, reputația, numele nostru bun este moștenirea care rămâne după noi. Rămâne pentru copiii noștri. Nu știu dacă vă dați seama ce, ce valoare extraordinară, poate copiii nu-și dau seama. Ce valoare este, extraordinară este copiii să, primi, să fi prin moștenirea asta o reputație bună, un nume bun de la Tata și Mama. E important sau nu e important locul acesta? Când ne-am dus din lumea aceasta, copiii nu primesc doar casă și e, pământul și avere și bani dacă rămân. Copiii primesc reputația, numele bun al părinților. Și într-o zi își vor da seama, poate, ce înseamnă să fie avut părinții un nume bun. Dar culmea, dragii mei, numele ăsta bun. Nu rămâne moștenire doar pentru copiii noștri. Știți că numele ăsta bun este moștenirea noastră din ceruri? Într-o zi se va deschide o carte și se vor citi numele. Care nume credeți că se vor citi de acolo? Numele care au avut aici, în, în această viață, reputație, care au fost nume bune. Că niciun nume cu reputație proastă. Dumnezeu nu-l ține scris în evidența Lui, în Cartea Vieții. Din cauza asta, dragii mei, reputația este mai bună decât imaginea. Că imaginea asta ți-o aranjez într-o zi și alta, dar într-o zi se zbârcește imaginea asta. cât ai vrea să, să o maschezi, să o machezi, oricât ai vrea să o aranjezi, oricâtă mască ai vrea să-ți pui, într-o zi iese la iveală că imaginea asta se devalorizează dar numele bun se duce cu tine. Numele bun te urmărește în această lume, te urmărește în veșnicie la Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Prima constatare pe care o face omul ăsta trecut prin viață este că reputația este mai bună decât imaginea. Al doilea lucru. Binele este uneori acolo unde noi nu vedem niciun bine. Frați și surori, prieteni dragi, fiecare dintre noi dorim binele. Ne dorim binele nostru, în primul rând. Și dacă mai dorim binele și altora, este deja o calitate pe care trebuie să o avem ca și creștini. Vă doriți binele dumneavoastră personal? Ei, binele înseamnă printre altele, și o anumită simțire, o anumită senzație. Mă simt bine. Mă simt bine pentru că sunt sănătos. Mă simt bine pentru că am o experiență de viață care îmi place. Mă simt bine pentru că ceva din exterior îmi creează o anumită stare de bine, de plăcere. Mă simt bine că n-am nimic care să mă tulbure în viață. Binele este o simțire. Dar știți că este o altă latură a binelui binele care este o consecință a unor împrejurări care în ele însele nu sunt bune. Dar te duc la o consecință bună. Vreau să vă întreb, credeți că pentru Daniel atunci când a fost aruncat în groapa cu lei, a fost o simțire bună, o senzație bună? Să te ia Echipa aceea de soldați, amparatul care a venit să te prindă, să te lege, să te ducă să te arunce în groapa cu lei Le infometați. Nu o senzație de bine. Dar o să vă spun, experiența asta a dus la un bine mai târziu? Experiența asta a dus la binele ca Daniel să fie recunoscut ca nevinovat înaintea împăratului și înaintea acuzatorilor. Și mai mult, experiența asta a dus la un bine că împăratul ăsta l-a recunoscut pe Dumnezeu. Ei, noi cu mintea noastră nu vedem bine în situații nefavorabile. Dar omul ăsta a trecut prin viață, a zis așa. Este bine să te duci acolo unde nu ți se pare că e bine. Pentru că acolo este bine. Este bine să te duci într-o casă de jale, zicea aici psalmistul. Dar ori de ce este bine? Ce găsești acolo? Că senzație de bine nu poți avea într-o casă de jale. O simțire de bine nu poți avea într-o casă de jale. Și totuși ce bine poate să iasă de acolo din casa de jale? Știți ce bine? Acolo, zice aici înțeleptul Solomon, omul trecut prin viață, ți se împrospătează memoria îți aduci aminte. Când e vorba că îți aduci aminte, înseamnă că sunt lucruri pe care le-ai uitat. Acum, dacă uităm nimic, nu nicio problemă. Dacă uităm relele pe care le fac alții, e chiar foarte bine. Dar când uiți lucruri importante, dragii mei, asta s-ar putea să fie păgubos pentru acum și pentru eternitate. Acolo îți aduci aminte de sfârșit. Și înseamnă că omul de obicei uită despre sfârșit. Și așa ni s-a spus și mai înainte către fratele Marius, dragii mei. Dar de ce e foarte important să ne împrăspătăm memoria cu privire la sfârșit? De ce așa de important sfârșitul e mai bun decât începutul, zicea fratele Marius? Că așa spune aici Biblia. Știți ce este foarte important? Să păstrăm în mintea noastră ideea asta sfârșitului sfârșitului fiecărui și sfârșitul nostru personal. Pentru că atunci când ținem minte, dragii mei, ideea asta sfârșitului, ne preocupăm, dragii mei, în ziua de astăzi, de ceea ce se poate face numai astăzi. Pentru că după ce vine sfârșitul, nu se mai poate face nimic. Știți că există în lume aceasta oameni care au plecat certați cu alți oameni, poate cu membrii de familie, știți? Vreau să vă întreb, Credeți cu oamenii aceia mai pot cândva să se împace? Soțul care a plecat într-un mod accidental din această lume și a lăsat în, în spate o soție cu care tocmai s-a certat ieri dimineață. Mai poate vreodată să se împace cu soția aceea? te a încărcat cu datorii față de cineva și ai impresia că le vei plăti cândva și dintr-o te-ai dus din lumea aceasta. Că nu ești stăpân pe viața ta. Te-ai dus datornic când datorat din lumea aceasta. Când îți vei mai plăti datorile? Sau credeți că datorile nu trebuie plătite? Din cauza asta, e foarte important să ținem minte sfârșitul. Că după aceea nu se mai poate face nimic. Și sfârșitul acesta mă propulsează pe mine spre o întâlnire cu Dumnezeu. Toți trebuie să ne înfățeșăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos pentru ca fiecare să dea socoteală pentru binele sa rol pe care l-a făcut când trăia aici în trup. Un lucru vreau să mai spun, poate scurt și pentru ca să invit familia aici în față. În al rând, a treia concluzie pe care, sau constatare pe care a făcut-o omul ăsta trecut prin viață, a fost următoarea. Schimbările pozitive din viață au uneori loc în circumstanțele cele mai negative. Schimbările pozitive din viață au uneori loc în circumstanțele cele mai negative. Vreau să vă întreb, noi cei care suntem în locul acesta, mai descoperim vreo nevoie de schimbare în viețile noastre sau suntem schimbați de săvârșit? Știți care este marea problema omului? Spuneam integritatea este marea problemă. Dar marea problemă noastră este inima, că dacă nu suntem integri, tot de acolo vine. Inima este nespus de rea, deznădăjduit de înșelătoare. Așa e și inima dumneavoastră. Așa e inima omului. Nespus de rea. Și inima asta nespus de rea, trebuie să se expună la ceva, să se noiască, să se schimbe. Și, dragii mei, spune Sfânta Scriptură că în ziua 50 mei, când Petru a predicat cuvântul lui Dumnezeu, plin de puterea Duhului Sfânt, niște oameni au fost străpunși în inimă, au fost expuși la cuvântul lui Dumnezeu și la lucrarea transformatoare a Duhului și au fost înnoiți pe dinăuntru. Vreau să vă întreb, au fost ăștia altfel de oameni când s-a schimbat inima? Dar știți că sunt oameni, mulți, ca și în locul acesta, care se expun la cuvântul lui Dumnezeu și tot stane de piatră rămân și mai departe? Nu se schimbă deloc, știți? Aud cuvântul lui Dumnezeu 20 de ani. Li se predică 20 de ani. Au cele mai, mai, bune mesaje de la oameni chemați ai lui Dumnezeu. Nimic nu se schimbă. Și atunci spune Sfânta Scriptură aici că este o, o posibilitate ca în circunstanțe foarte dificile de viață, inima să se facă mai bună în condiții poate cele mai nefavorabile, să se producă schimbări pozitive. În casa de jale, prin întristarea feței, inima se face mai bună. Fății mei, ați observat oameni care prin încercări cumplite ale vieții, oameni răi care prin încercări cumplite ale vieții, au devenit oameni mai buni? Ați văzut? Oameni cu care nu puteai sta de vorbă, se uitau așa de sus la tine, cu aroganță, parcă erai servitor lor în toate lucrurile. Când Dumnezeu i-a coborât într-o circunstanță uh, grea, uh, dureroasă în viață, au fost cei mai umili oameni și ai putut sta de vorbă și chiar s-a cerut ajutorul. Pentru că, dragii mei, în viața asta, schimbările pozitive, uneori, au loc în circunstanțele cele mai negative, dacă cuvântul lui Dumnezeu a tot izbit în mintea noastră și în inima noastră și n-a produs nicio schimbare, s-ar putea într-o zi Dumnezeu să ne ducă într-o situație complicată în viață și acolo în situația aceea inima să ni se facă mai bună. Să se producă această schimbare. Ne spunea fratele Marius mai înainte despre ceva despre fiul risipitor oricât l-ar fi implorat tata să nu plece de acasă. Oricât ar fi încercat tata să-i spună, rămâi, aici ai de toate. Ce vrei tu să, să experimentezi e o himeră, nu este fericirea adevărată. Cu inima lui împietrită și nesimțitoare și față de tată și față de reguli și față de sfaturi, a plecat de acasă, dragii mei. Și acolo, în circunstanța aceea, ceea ce n-a reușit să facă tata cu vorba lui și cu purtarea lui de grijă, a făcut circunstanța aceea grea din viața lui, i-a schimbat inima. A plecat spre casă cu o inimă pocăită, cu o inimă mai bună. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Dragii mei, tare bine ar fi să cerem cu toți, cu toții înțelepciunea de la Dumnezeu. Cine cere înțelepciunea de la Dumnezeu, Dumnezeu i-o dă, o capătă. Dar tare bine ar fi, dragii mei, să ne înțelepțim și din experiențele vieții, ale noastre sau ale altora. Dacă mai sunt bătrâni printre noi, oameni înaintați în vârstă, care ne spun constatări care i-au maturizat, i-au uh, făcut în viață mai maturi, mai înțeleți, să învățăm de la ei. Nu neg faptul că sunt și oameni care au trecut prin viața aceasta fără să învețe din experiențe, experiențele vieții. Cineva spunea că uh, în viață ești o singură dată tânăr, dar poți fi matur toată viața. Nu neg asta dar să dea Dumnezeu ca pe măsură ce trecem prin viață, să primim și înțelepciunea asta care vine din experiențele vieții, să ne maturizăm și să facem, dragii mei, ca înțelepciunea care vine de sus, cu înțelepciunea asta a experiențelor vieții, să ne ducă mai aproape de Dumnezeu și mai ascultători de Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau acum să